cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Iubiți credincioși, și iată ne ajungi și în fața marelui praznic al botezului Domnului. Provocarea cea mai mare pe care am primit-o săptămâna aceasta a fost o întrebare pe care am auzit-o adresată de către un reporter. Pentru ce s-a botezat Hristos? Eu, care toată copilăria mea am fost instruit cum că cel care adresează o întrebare știe măcar 99,99% răspunsul, am constatat din discuțiile pe care le-am ascultat în continuare că cine a pus întrebarea ori o preluase de undeva, ori habar n-avea de ce să pună această întrebare. Și eu, cu sinceritate, m-am întrebat pe mine însumi și mi-am dat seama cât de greu este să avem un mesaj coerent la această întrebare pe care poate ne-o adresează până ajungem acasă vecinul nostru sau cineva dintre cunoscuții noștri. De ce s-a botezat Hristos? Atâta vreme cât noi știm că este Fiul lui Dumnezeu, s-a născut și a luat trup omenesc, știm că botezul lui Ioan era botezul pocăinței și că Mântuitorul nu a avut păcat, nu putem să răspundem la această întrebare atât de comod. Și m-am străduit ca în fața dumneavoastră să fac ca o spovedanie faptul că Mântuitorul ne învață astăzi una dintre cele mai importante lecții. Aproape că nimic spunând, ne învață cum trebuie să ne comportăm și noi. Și anume, care este relația noastră cu societatea. La un moment dat și noi suntem ispitiți a considera că dacă n-am dat în capul nimănui, n-am spart casa nimănui, am ținut o leacă de post înainte de sărbători, suntem cum să cade, n-am intrat cu gardul înspre vecinul, credem că am rezolvat problema. Nu este așa. N-am rezolvat mai nimic. Mântuitorul putea neapărat să se nască, să treacă așa prin fața mulțimii, să meargă mai departe, cruce, înviere și gata. Botezul de ce s-a săvârșit? Tocmai pentru a ne învăța pe noi să ne comportăm în fața societății, în fața familiei și în fața vecinilor noștri. Și anume, chiar dacă sunt anumite lucruri pe care noi considerăm că nu suntem atât de datori să le facem, chiar dacă după mintea noastră considerăm că nu am greșit în fața nimănui, trebuie să învățăm astăzi o lecție. Mântuitorul s-a aflat la Iordan ca să se îmbrace cu păcatele lumii pe care să le ducă spre Golgota. Mântuitorul era în apele Iordanului în drum spre Golgota și spre înviere. Nu s-a dus pe Golgota cu mâna goală. Pentru că dacă s-ar fi dus numai pentru păcatele sale, mergea degeaba. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune foarte clar că rostul pentru care s-a botezat Hristos este acela că numai așa se putea îmbrăca cu tot ceea ce greșise lumea până la momentul respectiv și cu tot ceea ce avea lumea să greșească până la sfârșitul veacurilor. Ca acest bagaj să fie încărcat pe Golgota și pironit pe cruce, răstignit și înviat a treia zi din morți. Dacă nici noi nu vom învăța nimic, nici anul acesta, din botezul Mântuitorului, este din vina noastră. Pentru că noi suntem de obicei așa cam spectatori. Trecem pe lângă vecinul nostru fără să ne dăm seama dacă într-adevăr are vreo problemă. Trecem pe lângă copilul nostru și credem că dacă i-am dat de mâncare, dacă l-am îmbrăcat, dacă i-am schimbat mașina, dacă i-am umplut rezervorul, are de toate, n-are nimic, să știți. Are numai ceea ce el însuși ne-a cerut. Și pentru că tot este o vreme așa de frumoasă, încercați măcar astăzi și mâine să vă întrebați pe vecinul ce are el nevoie. Și o să considerați, o să constatați că el de fapt
are nevoie de cu totul și cu totul altceva decât am crezut noi că are. Poate că are nevoie să ne știe pe noi că nu ne-am supărat pe el când băiatul lui a bătut la tobe noaptea. Poate că asta e dorința lui. Poate că are de la noi nevoie să ne zâmbim de fiecare dată când ne întâlnim. Poate că are de la noi nevoie să-l mai întrebăm din când în când ce mai fac ai lui. Poate că are nevoie de la noi numai să știm și noi din când în când că este bine. Noi însă ce facem? Noi construim gardul cât mai înalt, îl vopsim de 3 ori pe an ca nu cumva să se ruginească, facem așa încât să îl izolăm și el, săracul, ar vrea să ne dea binețe, dar nu mai poate să ajungă peste gard să ne facă din cap că ne-a văzut și ne urează o zi bună. Trecând mai departe, pe copiii noștri, de când nu i-am mai întrebat ce au ei cu adevărat nevoie de la noi? Noi îi bombardăm cu meditații, noi îi bombardăm cu întrebarea ce ai făcut la școală, noi întrebăm ce au de gând să facă anul ăsta, dar nu i-am lăsat niciodată să ne răspundă ce au nevoie de la noi. Vom avea niște surprize fantastice. Se spune că odată erau doi vecini și un vecin a venit la celălalt și i-a cerut un împrumut atât de mare încât vecinul n-a putut să facă față cererii și la rândul său s-a dus la prieteni și la cunoscuți și a făcut suma de bani și după ce i-a dat-o vecinului a început să plângă acesta. Și l-a întrebat soția, dar de ce ai, uite, până la, ce ai de plângi? Pentru că l-am ajutat până la urmă pe vecinul, ce da, tocmai de aia plâng. De ce? Pentru că îl văd de 10 de ani lângă noi și niciodată n-am știut că este într-un necaz așa de mare și că are atât de mare nevoie. Sunt momente în viață când aflăm ce vrea copilul nostru sau ce vrea vecinul nostru. Dar ar putea să fie și mai dese și datoria de care are nevoie copilul sau vecinul nostru s-ar putea să fie mai mică dacă îl întrebăm mai des. Dacă îl întrebăm mai rar sau niciodată, se va aduna o datorie așa de mare pe care nu avem cum să o acoperim nici noi, nici rudele noastre, nici vecinii noștri. De aceea s-a botezat Hristos, ca să ne învețe pe noi cum să trăim. Noi, dacă așa cu ai noștri suntem sănătoși, suntem bine, merci, en français, să vedem totuși lumea de lângă noi nu cumva are nevoie de noi să ne pocăim, adică să ne botezăm ca Hristos? Nu cumva mai are vecinul nostru nevoie să mai primim și noi din sarcini pe care le are el? Dar nu vorbesc de vecinul, numai cel care stă gard în gard cu noi. Nu. Într-o mare extensie, vecinul nostru este aproape de nostru și nu e așa de departe. Este chiar rudenia noastră, este chiar soția noastră, este chiar copilul nostru. El așteaptă de la noi nu să ne uităm în oglindă, să ne întrebăm la ce bun să mă mai botez. El trebuie să afle de la noi că tocmai de-aia ne botezăm, să ne hămăm puțin și la necazul pe care îl are el. De asta s-a botezat Hristos. Apoi, noi când întrebăm de ce s-a botezat Hristos, ne gândim în primul rând la noi și ne punem în locul lui. Mă, dacă aș fi fost eu în locul lui, consideram că nu mai e cazul. Ei, dar pentru că Hristos s-a botezat, trebuie să învățăm noi cum să ne purtăm cu ceilalți. Așadar, dacă poate că nu vom reuși să răspundem unei cerințe de-a vecinului, dar măcar să-l batem puțin pe spate, să-i spunem, uite, măcar de acum înainte mai e cineva care știe de necazul tău și nu să știe cum ne putem ajuta în vreun fel. Iubiți credincioși, noi, rațional vorbind, mai avem o problemă vis-a-vis de botez. Botezul de astăzi, botezul Mântuitorului, nu este un simplu
pelerinaj la Iordan. Astăzi în calendare, în afară de Baptisis, este trecut și Epifania, adică arătarea Domnului. Trăim într-o vreme în care nu mai e nevoie de servicii, pentru că le facem singuri. Internetul spune despre noi și unde am ajuns, și de unde o să plecăm, și ce gânduri avem, tot. Dacă ne întreabă vecinul ce facem, îi zice și în ce zile din anul ăsta avem concediu, nu e nicio problemă. Și noi credem acum că s-au întâlnit la Iordan doi veri, Ioan și Iisus. Aceștia s-au mai întâlnit odată înainte de a se naște, atunci când a săltat pruncul în pântecele Elisabetei, când a văzut-o pe verișoara sa și a mărturisit lucrul acesta. Și nu ne întrebăm pe bună dreptate, păi cum adică, nu-l cunoștea Ioan pe vărsul? Adică noi care cunoaștem până la al șaptelea neam prietenul celui care îmi scrie mie câte un comentariu, pot să cred că Ioan nu-l cunoștea? Nu știa ce e cu el, ce hram poartă pe românești? Ba știa. Dar de ce atunci s-a mai pogorât porumbelul, Duhul Sfânt în chipul porumbelului asupra capului Mântuitorului? Păi nu pentru Ioan, pentru ceilalți care aveau să îl vadă. Pentru că atunci s-a făcut glas din cer și a zis, acesta este Fiul meu întru care bine am voit. Arătarea Domnului este pentru noi un lucru pe care de multe ori nu prea îl băgăm în seamă, după cum arătarea Domnului este și la schimbarea la față, când același glas a zis cam același lucru, acesta este Fiul meu întru care binevoit, pe acesta să-l ascultați, pentru că se cam apropia de Golgota. Acum era mai departe și nu ne-a zis de acum ca să nu uite omenirea, să-și aducă aminte mai târziu. Și atunci, această arătare a Sfintei Treimi nu este gratuită. Arătarea, sau a arăta, verbul acesta, comportă diateză activă și diateză reflexivă. Activă, adică arăți pe cineva, reflexivă, te arăți în fața cuiva. Ei, acum s-a arătat Sfânta Treime. Asta zic că suntem la reflexiv. Problema este următoarea. Unde este Hristos? Smerenia nu îl așează ca prim personaj. Și de aici trebuie să învățăm și noi. Când te arată cineva de bine, nu de rău, că de rău ne interesează la slujba asta, după aceea discutăm și pe cealaltă. Când te arată cineva, trebuie să faci, de asta s-a botezat Hristos. Să faci ce a făcut Hristos. A stat cu capul jos și a primit de la Ioan apă ca să se boteze. N-a zis, da, eu sunt acela despre care s-au deschis cerurile și ați auzit despre mine ce frumos îmi zice Tatăl, că sunt Fiul lui cel iubit. E, de asta s-a botezat Hristos. Să învățăm și noi un comportament interesant. Pe noi, dacă ne arată cineva de bine, noi începem și cu gura până la urechi să mulțumim, da, eu sunt. Nu cumva să mă confunde cineva, că, de exemplu, pe net, numele meu mai e de 1.000.000 de ori. Nu, eu sunt ăla. De asta s-a botezat Hristos. Iubiți credincioși, tot ceea ce se întâmplă astăzi nu e pentru vecinul nostru, e pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Să învățăm un comportament creștinesc. Pentru că Hristos s-a botezat, să învățăm și smerenia, să învățăm și bucuria de a dărui și mai ales să învățăm care ne este locul. În momentul în care Mântuitorul știa clar că locul lui este undeva mult mai sus, totuși fiind printre oameni, s-a coborât sub nivelul la care putea să se coboare vreun om. Și anume, pe cel care se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, îl vedem astăzi într-un râu care nu poate să țină atât de mult cât era personalitatea și persoana Mântuitorului.
Și el s-a coborât în râul Iordan. În momentul în care Ioan a vrut să-l boteze și l-a recunoscut, a zis, dar eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? A spus, nu, lasă să se împlinească Scriptura. Noi suntem în stare ca, văzând că a obosit femeia noastră de serviciu, să punem mâna pe mătură în locul ei? Nu sunt teorii, copii. Sunt lucruri practice. Asta ne învață botezul lui Hristos și pentru asta s-a botezat Hristos astăzi. Aș vrea să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu ca botezul Mântuitorului să nu se fi făcut degeaba. Adică numai pentru unii sau numai pentru El. Ci botezul lui Hristos să se fi făcut pentru fiecare dintre noi în parte și să învățăm ce înseamnă locul și rostul nostru în lume. Dacă poziția dintr-un stat de funcții și personal ne arată că trebuie chipurile să fim mai sus, noi trebuie să știm că adevăratul stat de funcții și personal este în cer, nu e la contabilitate. Și trebuie să știm că suntem la dispoziția celuilalt. Dar nu așa ca să dea bine, adică să ținem mâna pe mătură cât trece vreo televiziune pe la geam și să ne prinde, ia uite ce cum se cade ăsta. Nu, trebuie să fie lucruri practice. Și sunt sigur că astăzi Mântuitorul chiar trimite acest har de a imita și noi ce a făcut El la Marele Iordanului. Pentru mine mi-este foarte clar că Hristos de acolo, de la Iordan, ne privește astăzi. Pentru că este prima zi din cel puțin anii mei mărunți, vreo 23 de preoție, din când mă chinuiam să le spun oamenilor, lăsați aghiazma că o luăm după slujbă. Și uite că acum suntem liniștiți. Eu când eram mic și mă duceam la biserică în ziua aceasta, era o mare, mare problemă. Intrai cu anumite haine și ieșeai fără ele, bineînțeles. Era o îmbulzeală de nedescris. Atunci aș fi vrut să întreb, pentru ce s-a botezat Hristos? Să ne batem noi joc și să ne împingem, să ne îmbulzim, să luăm niște aghiazmă? Pentru ce o luăm? Dacă nu o luăm să fim mai buni și mai calmi, o luăm degeaba. Dacă luăm prea multă sau prea puțină, iar o luăm degeaba. Dacă nu înțelegem că dintr-o picătură de aghiazmă mare, astăzi putem să facem un ocean, iar n-am înțeles nimic. Dacă îl vedem pe cel de lângă noi că ar vrea și el să prindă ceva și noi luăm tot înaintea lui, s-a botezat Hristos degeaba. Adică nu pentru noi, că degeaba nu s-a botezat. Trebuie să înțelegem că marele praznic al botezului trebuie să scoată din noi ce e mai bun, ce e mai frumos, ce e mai elegant, ce e mai mândru pentru a ne demonstra că suntem creștini. De asta s-a botezat Hristos. Iubiți credincioși, măcar astăzi nu avem pretenții pentru mai mult, pentru că mâine nu e ziua noastră. Mâine nu știm peste cine va mai răsări soarele. Dar astăzi să avem într-adevăr conștiința că Hristos s-a botezat pentru mine, pentru fiecare dintre noi, să spunem, pentru mine s-a botezat. Și dacă ne întreabă cineva pentru ce s-a botezat Hristos, să-i spuneți că nu El avea nevoie de botez, ci eu am nevoie să învăț smerenia, să învăț ascultarea, să învăț locul și rostul pe care Dumnezeu mi l-a dat să-l ocup în lumea aceasta. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și fie ca aghiazma mare de astăzi să fie una a înțelepciunii. Nu vă pregătiți să luați aghiazmă cu găleata. Luați aghiazmă ca pe medicament. Dacă vă ispitește diavolul să luați mai multe decât trebuie, aduceți-vă aminte de cei care erau hrăniți cu mană în pustie și cu prepelițe și luau mai mult decât le trebuia. A doua zi nu mai aveau ce să mai facă cu ea. Nu mai era bună de nimic. Aș vrea ca aghiazma aceasta să însemne adăparea noastră cu Duhul care s-a coborât și cu vocea care a spus, acesta este Fiul meu cel iubit. Eu sunt sigur că pentru fiecare dintre noi a zis Dumnezeu, acesta este Fiul meu cel iubit.
adică pentru cel care are urechi de auzit și crede că ceea ce a zis Dumnezeu, a zis și despre el. Așa să vă ajute Dumnezeu.